Muzică haine în culori stridente cu afiuri avangardiste și multe baloane. În această notă s-a desfășurat la București Parada Minorităților Sexuale. Comunitatea gay din România a ieșit pe străzi ca să celebreze diversitatea și să obțină acceptul semenilor deloc înțelegători cu alegerile și orientările homosexualilor. De partea organizatorilor s-au aflat Loredana, dar și importanți diplomați occidentali. În urmă cu două ore, câteva sute de homosexuali, lesbiene și travestiți s-au strâns în Piața Unirii. Ca de fiecare dată la ieșirea lor în public, participanții la Gay Fest au militat pentru diversitate, libertate și acceptare. Sunt chiar obișnuiți, au probleme ca noi în dragoste, au probleme ca noi la serviciu, au probleme ca noi ceilalți. Comunitatea are și anul acesta susținător de vază în rândul ambasadorilor Statelor Unite, Marii Britanii și Olandei. Eu cred că această paradă este o paradă care există în toate țări în Europa, în Marea Britanie, în Germania, în alte țări. Este o manifestație de diversitate, în primul rând, diversitate și toleranță. Deși ceva mai timid, Bucureștiul încearcă să intre în rândul capitalelor lumii în care comunitatea homosexualilor poate să demonstreze fără să aibă nici cea mai mică problemă. Invitatul special al evenimentului este de departe și cel mai important ambasador al diversității, Loredana. Este o paradă a mândriei și a bucuriei de a fi altfel, de a fi diversi și de a accepta pe toți cei care sunt altfel și care gândesc și au alte orientări sexuale, religioase, au altă culoare a pielii. Mulți dintre cei prezenți așteptau cu sufletul la gură ziua de astăzi, mai ales că pregătirile au însemnat și cheltuială. Este normal să te pregătești cu un an înainte, începând de la persoană până la haină. Când ni s-a par gata, te-ai spălat, te-ai pus o rochie pe tine și gata, ești pe stradă. Nu. Se pare normal să investești în tine ca persoană, să te întreții. În primul rând, arăți cum. Parada Diversității a fost prefațată pentru al 7-lea an consecutiv de Marșul pentru Normalitate. 100 de membri ai mișcării Noua Dreaptă au încercat ca de fiecare dată să protesteze zgomotos împotriva homosexualilor și lesbienelor. Este datoria noastră a Noii Drepte de a ne constitui într-o adevărată voce a majorității tăcute, da? Și pentru a organiza an de an acest Marș pentru Normalitate. Chiar dacă nu au strâns 300 de adepți cum și-au dorit, cei de la Noua Dreaptă au avut între ei și femei care au invocat argumentul suprem, copilul. De ce noi, ca familii, ca oameni normali, nu ieșim să facem o paradă și ei simt această nevoie să facă o paradă? Asta nu pot să înțeleg. Marșul celor de la Noua Dreaptă s-a derulat între Piața Victoriei și Dealul Mitropoliei și a decurs fără niciun incident. Ovidiu Anța a asistat la cele două manifestații de astăzi și vine cu ultimele informații din teren. Bună seara, Ovidiu! Bună seara, Ana, bună seara, doamnelor și domnilor. De câteva momente bune, parada Gay Fest 2012 este istorie. Aici, în zona parcului Zvor din capitală, s-a șternut liniștea după ce, preț de câteva minute bune, a fost veselie multă, confeti, baloane, multă muzică și mai ales o premoniție lansată chiar de Loredana. Zilele răutății și ale intoleranței sunt numărate. Este practic mesajul pe care nu numai membrii comunității gay vor să-l transmită oamenilor obișnuiți din punctul de vederea al orientării sexuale, ci și ambasadorii statelor occidentale care au însoțit această paradă vor să transmită un mesaj foarte clar că e loc pentru toată lumea și nimeni nu trebuie marginalizat în societate tocmai pentru că are o altă orientare sexuală. Din fericire, parada Gay Fest 2012 s-a desfășurat fără niciun incident, asta și pentru că cei aproximativ 300 de participanți la paradă au fost atent monitorizați și însoțiți de cam tot atâtea forțe de ordine. Oricum, ziua va fi marcată în continuare de o piesă de teatru care va fi pusă în scenă special pentru homosexuali și lesbiene, dar mai ales de o petrecere organizată la miez de noapte într-un local specific comunității gay. Acestea sunt informațiile. La revedere!